Partea a șasea. Ianuarie 1349, ianuarie 1351. 63. La plecare, Godwin luase cu el toate obiectele de valoare din vistieria călugărilor și toate cartele. Printre acestea se aflau și cartele călugărițelor, pe care nu reușiseră să le recupereze din cufărul încuiat al monahilor. De asemenea, luase și sfintele podoabe, inclusiv moaștele Sfântului Adolfus, împreună cu relicvariul neprețuit în care erau așezate. Cheris descoperi acest lucru în dimineața următoare, pe 1 ianuarie, sărbătoarea tăierii împrejur a lui Hristos. Merse împreună cu sora Elizabeth și episcopul Henri la visteria aflată lângă transeptul sudic al catedralei. Atitudinea lui Henri față de ea era de o formalitate bățoasă, fapt care o îngrijora. Dar el era oricum un om țâfnos din fire, așa că poate la fel se purta și cu ceilalți. Pielea jupuită de pe corpul lui Gilbert de Hereford se afla și acum prinsă în cuie de ușă. În timp, aceasta se întărise, se îngălbenise și emana un miros slab de putreziciune. Dar ușa nu era încuiată. Intrară. Cheris nu mai fusese în această încăpere de când Godwin sustrăsese cele 150 de lire ale călugărițelor pentru a-și construi palatul. După acest incident, surorile își construiseră propria visterie. Observară imediat ce se întâmplase. Lespezile care ascundeau cele două locașuri fuseseră ridicate fără a mai fi puse înapoi, iar capacul sipetrului cu întărituri de oțel era deschis. Locașurile și cufărul erau goale. Cheris își dădu seama că disprețul ei pentru Godwin era răzbunat acum. Medic învățat, preot și conducător al unei comunități de monahi, Godwin dăduse bir cu fugiții tocmai când oamenii aveau cea mai mare nevoie de el. În mod clar, acum aveau să-și dea seama toți care era adevărata lui față. Arhidiaconul Lloyd era scandalizat. A luat tot. Cheris se adresă lui Henri. Iar acesta este omul care voia ca sfinția voastră să-mi anuleze alegerea. Episcopul Henri își drese vocea fără a se pronunța într-un fel sau altul. Elizabeth încerca disperată să găsească o scuză pentru comportamentul lui Godwin. Sunt sigură că părintele stareț a luat cu el obiectele de preț ca să se asigure că vor fi în siguranță. Această remarcă îl irită suficient pe Henri pentru a-i da un răspuns. Prostii, zise el glacial. Dacă servitorul îți golește punga și dispare fără să-ți dea de veste înainte, în mod clar, nu îți păstrează banii în siguranță, ci i-a furat. Elizabeth încercă o strategie diferită. Eu cred că asta a fost ideea lui Filemon. Starețul adjunct? Henri o privi disprețuitor. Godwin conduce stăreția, nu Filemon. Godwin e răspunzător de tot. Elizabeth fu redusă la tăcere. Cheris își dădu seama că, cel mai probabil, Godwin își revenise din șocul produs de moartea mamei sale, cel puțin pentru o perioadă. Era o realizare remarcabilă faptul că îi convinsese pe călugări să-l urmeze în exil. Se întreba chiar unde se vor fi dus. Episcopul Henri se gândea la același lucru. Dar unde or fi fugit lașii aceștia nemernici? Cheris își aminti cum încercase Mertin să o convingă să plece cu el. În țara Galilor sau în Irlanda, insistase el. Trebuie să găsim un sătuc izolat unde abia dacă apare un străin odată pe an. Cheris îi spuse episcopului. Probabil că stau ascunși într-un loc izolat, pe unde nu trece nimeni. Află exact unde, cerui el. Cheris își dădu seama că opoziția față de alegerea ei dispăruse odată cu Godwin. Era copleșită de un val de bucurie la gândul că triumfase, însă făcu un efort să nu arate cât de încântată era. O să pun niște întrebări prin oraș, replică ea. E imposibil să nu-i fi văzut cineva plecând. Bine, spuse episcopul. Oricum, nu cred că se vor întoarce prea curând, așa că între timp va trebui să te descurci cât poți de bine fără niciun bărbat. Continuă să administrezi stăreția normal cu călugărițele. Adu un preot parohial care să oficieze mesele în catedrală, asta dacă a mai rămas vreunul în viață. Voi nu puteți să țineți slujbe, dar puteți să-i spovediți pe credincioși. Arhiepiscopul a emis o dispensă specială pentru că au murit foarte mulți slujitori ai bisericii. Cheris nu era dispusă să-l lase să treacă sub tăcere problema alegerii ei. Îmi ratificați alegerea ca stareță? Întrebă ea. Bineînțeles, răspunse el iritat. În acest caz, înainte să accept onoarea de a fi... Tu nu ai ce hotărâ, maică stareță, spuse el indignat. E datoria ta să mi te supui. Cheris voia postul cu disperare, dar hotărâ să se prefacă avea exact atitudinea contrară. Avea de gând să se târguiască la sânge. Trăim în vremuri ciudate, nu-i așa? Începuia. Ați conferit călugărițelor autoritatea de a asculta spovedanii.
Din câte am auzit, ați scurtat perioada de pregătire pentru a deveni preot, dar tot nu îi puteți hirotonisi suficient de repede pentru a ține pasul cu decesele provocate de ciumă. Ai de gând să exploatezi dificultățile cu care se confruntă biserica pentru a-ți atinge scopurile? Da, e nevoie să faceți ceva pentru a-mi asigura posibilitatea de a vă îndeplini instrucțiunile. Henri oftă. În mod clar nu-i plăcea să îi se vorbească așa, dar, după cum bănuise Chieris, avea nevoie de ea mai mult decât ea de el. Prea bine. Despre ce e vorba? Vreau să convocați o ședință a Tribunalului Ecleziastic și să redeschideți procesul meu pentru vrăjitorie. Pentru numele lui Dumnezeu. Dar de ce? Ca să mă declarați nevinovată, bineînțeles. Până nu o să am acest verdict de partea mea, mi-ar fi dificil să exercit orice fel de autoritate. Oricine n-ar fi de acord cu deciziile mele le-ar putea submina cu ușurință, subliniind faptul că suspiciunile în ceea ce mă privește nu au fost înlăturate. Mintea ordonată de secretar a arhidiaconului Lloyd agrea această idee. Ar fi bine să scăpăm de chestiunea asta odată pentru totdeauna, sfinția voastră. Bine atunci, consimți, Henri. Mulțumesc. Chieris își permise acum să se lase în voia unui val de încântare și ușurare, plecându-și capul astfel încât ceilalți să nu observe expresia de triumf reflectată pe chipul ei. Mă voi strădui să aduc onoare poziției de stareță de Kingsbridge. Să nu uiți ce ți-am cerut legat de fuga lui Godwin. Aș vrea să primesc un răspuns înainte de a părăsi orașul. Starostele gildei parohiale e un acolit de-a lui Godwin. Dacă e să știe cineva unde a plecat, atunci el e acela. Mă voi duce să vorbesc cu el. Chiar acum te rog. Chieris plecă. Episcopul Henri era lipsit de orice farmec, însă părea competent și ea credea că avea să se poată lucra cu el. Spera să fie genul de conducător care să ia hotărâri pe baza meritelor unui caz, în loc să se dea de partea celor pe care îi credea aliați. Ar fi fost o schimbare plăcută. Trecând pe lângă Bell, fu tentată să intre și să-i dea lui Mertin vestea cea bună. Totuși se hotărâ că era mai bine să vorbească întâi cu Elfric. În stradă, chiar în fața tavernei Holly Bush, îl văzu pe Duncan vopsitorul întins pe jos. Soția lui Winnie stătea pe banca de lângă tavernă plângând. Chieris crezu că bărbatul fusese rănit cumva, dar Winnie rosti printre sughițuri. E beat. Chieris era de-a dreptul șocată. Dar nu e nici măcar vremea prânzului. Unchiul lui Peter vopsitorul s-a molipsit de ciumă și a murit. Nevasta și copiii acestuia au murit și ei, așa că Duncan a moștenit toți banii lor, iar acum îi cheltuiește pe vin. Nu mai știu ce să fac. Hai să-l ducem acasă, spuse Chieris. Te ajut eu să-l ridici. Îl apucară amândouă de câte un braț și reușiră să-l ridice în picioare. Ținându-l în poziție verticală, reușiră să-l facă să meargă târâși grăpiși până la casa lui. Îl așezară pe podea și l-acoperiră cu o pătură. Winnie se tângui. Așa facem fiecare zi. Zice că nu merită să mai muncești pentru că o să murim cu toții de ciumă. Ce să mă fac? Chieris rămase pe gânduri câteva clipe. Îngroapă banii în grădina acum cât doarme. Când s-o trezi, spune că i-a pierdut pe tot jucând zaruri cu un negustor de mărunțișuri care a plecat din oraș. Aș putea face asta, zise Winnie. Chieris traversă strada ca să ajungă la casa lui Elfric și intră. Sora ei, Alice, stătea în bucătărie ocupată cu cârpitul unor șosete. Nu mai erau apropiate de când Alice se măritase cu Elfric, iar relația lor se răcise și mai mult după mărturia depusă de Elfric împotriva lui Chieris la procesul pentru erezie. Obligată să aleagă între soț și soră, Alice îi fusese loială lui Elfric. Chieris o înțelegea, însă din clipa aceea începuse să o perceapă ca pe o străină. Când Alice o văzu, scăpă din mână ciorapul la care lucra. Ce cauți aici?" întrebă ea. Călugării au dispărut cu toții," îi răspunse Chieris. Probabil că au fugit peste noapte." Deci asta era?" exclamă Alice. I-ai văzut?" Nu, dar am auzit zgomote care păreau a veni de la o mulțime de bărbați și de cai. Nu făceau gălăgie. De fapt, dacă stau să mă gândesc, cred că se străduiau chiar să se deplaseze în liniște. Dar nu poți să faci caii să nu scoată niciun sunet, iar bărbații fac zgomot mergând pur și simplu. M-am trezit când au trecut, dar nu m-am ridicat din pat să văd ce se întâmplă. Era prea frig. De-aia ai venit în casa mea pentru prima dată după 10 ani? Nu știai că aveau să fugă? Asta au făcut? Au fugit? Din cauza ciumei? Presupun că da. Mai mult ca sigur, nu. Ce rost mai au medicii dacă fug de molime? Alice era tulburată de acest comportament al protectorului soțului ei. Nu pot să înțeleg. Mă întrebam dacă Elfric știa ceva despre asta. Și dacă știa, mie nu mi-a spus nimic. Unde pot să-l găsesc?
la Sfântul Petru, Ricard Gintarul a lăsat niște bani bisericii, iar preotul a hotărât să refacă pardoseala din Naos. Mă duc să-l întreb. Kerry se întrebă dacă nu cumva trebuia să facă o încercare de a se arăta politicoasă. Alice nu avea copii ai ei, dar avea o fică vitregă. Ce mai face Griselda? Rostia. E foarte bine, e fericită, răspunse Alice cu un strop de sfidare în glas, ca și cum ar fi crezut că sora ei ar fi preferat să audă contrariul. Și nepotul vostru? Kerry nu reuși să-și impună să folosească numele copilașului, respectiv Mertin. E un drăgălaș și o să mai avem un nepot. Mă bucur pentru ea. Da, până la urmă, la cum au evoluat lucrurile, mai bine că nu s-a măritat cu Mertin al tău. Kerry refuză să se lase atrasă într-o astfel de discuție. Mă duc să-l caut pe Elfric. Biserica Sfântul Petru se afla în capătul de vest al orașului. Pe când Kerry străbătea străzile șerpuitoare care duceau către lăcașul unde trebăluia Elfric, dădu peste doi bărbați care se băteau. Aceștia îi strigau tot felul de blesteme și se loveau nebunește cu pumnii. Două femei, probabil soațele lor, țipau și ele ascuțit, proferând tot felul de insulte, întregul spectacol fiind urmărit de o mulțime de vecini. Ușa celei mai apropiate case fusese dărâmată. Pe jos se vedea o cușcă făcută din nuiele în care se aflau trei găini vii. Kerry se duse direct către cei doi și se postă între ei. Opriți-vă în clipa asta, le spuse ea. Vă ordon în numele Domnului. Cei doi nu aveau nevoie de mai multe argumente. Probabil că șepuizase rămânia în decursul primelor schimburi de lovituri, iar acum erau chiar recunoscători că aveau un pretext ca să se oprească. Se dădură înapoi și își lăsară mâinile pe lângă corp. Ce se întâmplă aici? Întrebă Kerry pe un ton poruncitor. Cei doi începură să vorbească de avalma ca și nevestele lor. Pe rând, zise Kerry. Arătă către cel mai masiv dintre cei doi bărbați, un individ cu părul negru, a cărui față chipeșe își pierduse orice farmec din cauza vânătăii de la ochi. Tu ești Joe Fierarul, nu? Explică-mi. L-am prins pe Toby Peterson că fura găinile lui Jack Morrow. A dărâmat ușa. Toby era un bărbat mai mic de statură, dar cu o vitejie demnă de un cocoș de lupte. Jack Morrow avea să-mi dea 5 șilingi. Am tot dreptul să iau găinile acelea. Joe continuă. Jack și toată familia sa au murit de ciumă acum 2 săptămâni. Eu le-am dat de mâncare găinilor de atunci încoace. Dacă n-aș fi fost eu, ar fi fost moarte. Dacă e să le ia cineva, atunci eu ar trebui să o fac. Kerry le răspunse. Înseamnă că aveți amândoi dreptul la ele, nu? Toby pentru datorie, iar Joe pentru că le-a întreținut pe cheltuiala lui. Cei doi păreau luați prin surprindere de ideea că era posibil ca amândoi să aibă dreptate. Kerry spuse. Joseph, ia una dintre găinile din cușcă. Toby interveni. Da, ia stați un pic. Ai încredere în mine, Toby, insistă Kerry. Știi bine că nu ți-aș face vreo nedreptate, nu-i așa? Ei, nu pot să spun că nu-i așa. Joey deschise cușca și luă o găină slabă cu penajul maro de picioare. Capul păsării se întorcea smucit dintr-o parte în alta, ca și cum ar fi fost uimită să vadă că lumea întreagă se întorsese cu susul în jos. Kerry urmă. Așa, acum dă-i o nevestei lui Toby. Poftim? Te-aș trage eu un piept, Joseph? Fără niciun entuziasm, Joe îi dădu găina soției lui Toby, o femeie drăguță din soiul celor care par mereu îmbufnate. Poftim atunci, Jane. Femeia lui imediat pasărea. Kerry îi se adresă. Acum mulțumește-i lui Joe. Pe chipul lui Jane apăru o expresie irascibilă, dar rosti. Mulțumesc, Joseph Fierarul. Kerry spuse. Așa, acum Toby dă-i o găină lui Elia Fierarului. Toby se supuse cu un zâmbet fios. Soția lui Joe, Ellie, care era în ultimul trimestru de sarcină, zâmbi la rândul ei și spuse: Mulțumesc, Toby Peterson. Începeau să-și revină la normal și să-și dea seama cât de nesăbuite fuseseră faptele lor. Jane se interesă. Și cu a treia găină cum rămâne? Ajung și la asta, o liniști Kerry. Își îndreptă privirea către mulțimea de spectatori și arătă către o fată cu privire isteață de vreo 11-12 ani. Cum te cheamă? Jessica, maică stareță. Sunt fica lui John Conetabilul. Ia cealaltă găină și du-o la biserica Sfântul Petru, iar acolo dă-i o părinte lui Michael. Spune-i că Toby și Joe o să vină să ceară iertare pentru păcatul lăcomiei. Da, soră. Jessica luă cea de-a treia găină și plecă. Soția lui Joe, Ellie, rosti. Poate vă aduceți aminte, stareță Kerry, că ați ajutat-o pe sora mai mică a soțului meu, Minnie, când s-a ars la mână în atelier. A, da, bineînțeles, spuse Kerry. A fost o arsură urâtă. Își aminti ea. Cred că are 10 ani acum, nu? Da, e exact. Și e bine? Foarte bine.
mulțumită dumitale și milei lui Dumnezeu. Mă bucur să aud asta. N-ați vrea să intrați un pic să beți o cană cu bere, maică stareță? Chiar aș vrea, însă mă grăbesc. Se întoarse către cei doi bărbați. Domnul să vă binecuvânteze și să nu vă mai certați. Joey răspunse umil. Mulțumesc. Cheris plecă. Toby strigă în urma ei. Mulțumesc, maică. Observă alte câteva case în care părea că se intrase cu forța, cel mai probabil pentru a fi jefuite după moartea locatarilor lor. Cheris își dădea seama că cineva trebuia să ia măsuri în această privință. Dar cu Elfric ocupând funcția de staroste și cu starețul fugit din oraș, nu exista nimeni care să ia inițiativa. Ajunse la Biserica Sfântul Petru și îl găsi pe Elfric înconjurat de o echipă de muncitori și ucenici ocupați cu pavarea naosului. De jur împrejurul lor se vedeau stive de lespezi, iar muncitorii pregăteau suprafața turnând nisip și netezindu-l cu niște bețe. Elfric verifica dacă suprafața obținută era perfect dreaptă, cu ajutorul unui instrument complicat, alcătuit dintr-un cadru de lemn și un fir de sfoară de care era suspendată o bucată de plumb. Aducea puțin, cu o spânzurătoare în miniatură, amintindu-i lui Cheris că Elfric încercase să o trimită la moarte în urmă cu 10 ani, acuzând-o de vrăjitorie. Era surprinsă să-și dea seama că nu simțea niciun dram de ură față de el. Era prea meschin pentru a merita atâta atenție din partea ei. Când îl privi, nu simți nimic altceva decât dispreț. Așteptă până ce Elfric termină, după care îi spuse fără niciun preambul. Știai că Godwin și restul călugărilor au dat bir cu fugiții? Voise să-l ia prin surprindere și își dădu seama, după expresia lui uluită, că nu știuse nimic despre acest lucru. De ce ar... Când... Ah, azi noapte? Nu l-ai văzut. Dar am auzit ceva. Eu i-am văzut, se amestecă unul dintre muncitori. Rămase sprijinit de lopată și continuă. Tocmai ieșeam de la Holy Bush. Era întuneric, dar ei aveau torțe. Starețul era călare, iar restul mergeau pe jos, dar aveau o groază de bagaje. Butoaie cu vin, roți de brânză și altele asemenea. Cheris știa deja că Godwin golise cămările călugărilor. Nu încercase să ia nimic din proviziile călugărițelor, care erau ținute separat. Pe la ce oră era asta? Nu prea târziu, pe la 9:10. Ai vorbit cu ei? Le-am zis doar noapte bună. Și ai idee cam în ce direcție au luat-o? Muncitorul clătină din cap. Au luat-o pe pod, dar nu am văzut în ce parte au apucat-o la Gallow Cross. Cheris se întoarse către Elfric. Gândește-te bine la ultimele câteva zile. Ți-a zis Godwin ceva care, în perspectiva a ceea ce știm acum, să facă referire la plecarea lor? A menționat vreun nume de loc? Monmouth, York, Antwerp, Bremen? Nu, chiar nu știam. Elfric părea indispus de faptul că nu fusese prevenit, ceea ce o făcea pe Cheris să creadă că spunea adevărul. Dacă Elfric era surprins, atunci era puțin probabil ca altcineva să fi știut despre planurile lui Godwin. Acesta fugise de ciumă și, în mod clar, nu voise ca cineva să-i urmeze, aducând boala cu sine. Pleacă din timp, du-te departe și stai cât mai mult acolo, spusese Mertin. Godwin putea fi oriunde. Dacă primești vreo veste de la el sau de la vreunul dintre călugări, te rog să mă anunți, adăugă Cheris. Elfric nu răspunse. Cheris ridică tonul pentru a se asigura că o auzeau toți muncitorii. Godwin a furat toate ornamentele prețioase ale catedralei, preciză ea. Din rândul ascultătorilor se ridică un murmur scăzut de indignare. Orășenii erau foarte posesivi când venea vorba despre ornamentele bisericii. La urma urmei, unii dintre meșteșugarii mai înstăriți contribuiseră la cumpărarea lor. Episcopul vrea ca ele să fie recuperate, continuă ea. Oricine îl ajută pe Godwin, chiar prin ascunderea locului unde se află, se face vinovat de sacrilegiu. Elfric părea năucit. Își construise întreaga existență pe baza relației bune cu Godwin, iar acum protectorul său nu mai era aici. Dar s-ar putea să existe un motiv perfect întemeiat, mormăi el. Dacă există, atunci de ce Godwin n-a zis nimic nimănui? Sau de ce nu a lăsat măcar o scrisoare? Elfric nu putea oferi niciun răspuns la aceste întrebări. Cheris își dădu seama că avea să fie nevoie să discute cu toți negustorii importanți și, cu cât mai repede avea să se întâmple asta, cu atât mai bine aveau să decurgă lucrurile. Aș vrea să convoci o întrunire, îi se adresă ea lui Elfric. Apoi găsi o formulare mai persuasivă a aceleiași idei. Episcopul vrea ca ghilda parohială să se întrunească azi după prânz. Te rog să-i anunți tu pe membri. Prea bine, răspunse Elfric. Cheris știa deja că aveau să se prezinte toți plini de curiozitate. Ieși din biserică și porni înapoi către stăreție.
Tocmai când trecea pe lângă taverna White Horse, văzu ceva care o făcu să se oprească din drum. O fată stătea de vorbă cu un bărbat mult mai în vârstă, iar comportamentul lor avea ceva care o neliniști imediat pe Caris. Întotdeauna fusese foarte sensibilă când venea vorba despre vulnerabilitatea adolescentelor. Poate că își amintea de sine la vârsta respectivă, poate din cauza fiicei pe care nu o născuse. Se retrase în cadrul unei uși și îi cercetă de la depărtare. Bărbatul avea haine sărăcăcioase, cu excepția unei căciuli de blană. Caris nu îl cunoștea, dar ghicea că era un muncitor cu ziua care moștenise acea căciulă. În ultima vreme muriseră atât de mulți oameni încât exista un surplus de articole de lux, așa că imagini precum cea a muncitorului respectiv nu mai aveau nimic ieșit din comun. Fata avea aproximativ 14 ani și era drăguță cu un trup frumos de adolescentă. Caris observă cu dezaprobare că încerca din răzputeri să se arate cochetă, deși nu era prea convingătoare. Bărbatul scoase niște bani din punga de la brâu, iar apoi cei doi începură să se certe. Totuși asta nu-l opri pe bărbat să pună mâna pe sânul mic al fetei. Caris văzuse suficient. Se duse glonț spre el. Bărbatul nu a avut nevoie să se uite mai mult deodată la rasa ei monahală pentru a se îndepărta repede. Fata îi adresă o privire în același timp vinovată și plină de ciudă. Caris o apostrofă. Ce făceai cu bărbatul acela? Încercai să-ți vinzi trupul? Nu, maică. Spune-mi adevărul. De ce l-ai lăsat să-ți pună mâna pe sân? Nu știu ce să fac. Nu am nimic de mâncare și acum dumneata l-ai gonit. Fata izbucni în lacrimi. Caris o credea în ceea ce privea faptul că era înfometată. Era slabă și palidă. Hai cu mine, Rostia. O să-ți dau ceva de mâncare. O luă de braț și porni cu ea către stăreție. Cum te cheamă? O întrebă. Ismei. Și câți ani ai? 13. Ajunseră la stăreție, iar Caris o duse pe Ismei la bucătărie, unde se pregătea masa de prânz a călugărițelor sub supravegherea unei novice pe nume Onah. Responsabila cu bucătăria, Josephine, murise de ciumă. Dă-i copilei acesteia niște pâine cu unt, îi spuse Caris lui Onah. Se așeză și o privi pe fată mâncând. În mod clar, Ismei nu mai pusese nimic în gură de câteva zile. Înfulecă jumătate dintr-o pâine de 2 kg înainte de a începe să mănânce mai încet. Caris îi turnă o cană de cidru. De ce nu aveai ce mânca? O întrebă pe copilă. Toată familia mi-a murit de ciumă. Cu ce se ocupa tatăl tău? Era croitor și știu și eu să cos foarte frumos, dar nimeni nu mai cumpără haine. Toată lumea ia ce vrea din casele celor care au murit. Deci ăsta era motivul pentru care încercai să te prostituezi. Fata își lăsă ochii în pământ. Îmi pare rău, maică stareță. Mi-era tare foame. Era prima oară când încercai? Ismei clătină din cap, refuzând să o privească în ochi pe Caris. Ochii lui Caris se umplură cu lacrimi de furie. Ce fel de bărbat ar face sex cu o fetiță de 13 ani, pe jumătate moartă de foame? Ce fel de Dumnezeu ar aduce o copilă într-o asemenea stare de disperare? Ți-ar plăcea să locuiești aici cu călugărițele și să muncești la bucătărie? O întrebă ea. Așa ai avea mâncare destulă. Ismei își ridică privirea către ea entuziasmată. Ah, da, maică, mi-ar plăcea asta. Atunci așa o să fie. Poți începe prin a ajuta la pregătirea prânzului călugărițelor. Onah, ți-o prezint pe fata care o să te ajute de acum încolo la bucătărie. Mulțumesc, maică stareță. Chiar aveam nevoie de ajutor. Caris ieși din bucătărie și intră îngândurat în catedrală pentru a participa la slujba de amiază. Începea să-și dea seama că ciuma nu era o boală care îi afecta pe oameni doar la nivel fizic. Ismei nu căzuse victimă molimei, dar sufletul ei fusese într-un pericol teribil. Episcopul Henri preluă sarcina oficierii slujbei, permițându-i astfel lui Caris să mediteze în voie. Caris își dădu seama că la întrunirea gildei parohiale nu trebuia să vorbească doar despre fuga călugărilor. Era timpul să organizeze orașul astfel încât să fie contracarate efectele ciumei. Dar cum? Învârti toate aceste probleme în minte pe parcursul mesei de prânz. Din diverse motive, se aflau într-un moment favorabil luării unor decizii importante. Avându-l pe episcop aici, gata să-i susțină autoritatea, putea impune măsuri care s-ar fi lovit altfel de tot felul de obstacole. De asemenea, era un moment bun să obțină ce dorea de la episcop. Ei bine, iată o idee folositoare. După prânz se duse să stea de vorbă cu episcopul care se instalase în palatul starețului. Îl găsi la masă împreună cu arhidiaconul Lloyd. Primiseră mâncare adusă de la bucătăria mănăstirii de maici și sorbeau tacticoși din cupele cu vin în timp ce servitorii de la bucătărie strângeau masa.
Sper că v-a plăcut mâncarea sfinția voastră, spuse Kelly politicoasă. Ani era mai puțin țâfnos ca de obicei. A fost bună. Mulțumesc, maică stareță. O ștucă foarte gustoasă. Ai ceva vești despre starețul nostru fugar? Din câte se pare, a avut mare grijă să nu lase niciun indiciu privind destinația sa. Ce dezamăgire! Pe când mergeam prin oraș punând întrebări, am fost martoră la mai multe incidente care m-au umplut de îngrijorare. O fată de 13 ani care încerca să-și vândă trupul. Doi cetățeni, în mod normal disciplinați, care se băteau pentru lucrurile unui vecin mort de ciumă. Un bărbat beat înainte de amiază... Toate astea sunt efectele molimei. La fel se întâmplă peste tot. Eu cred că ar trebui să acționăm în așa fel încât să contracarăm aceste efecte. Episcopul ridică din sprâncene. Se părea că nu-i trecuse prin gând să ia asemenea măsuri. Cum? Starețul e seniorul orașului Kingsbridge. El trebuie să ia inițiativa. Da, însă starețul a dispărut. Ca episcop, sfinția voastră, sunteți abatele nostru. Eu una cred că ar trebui să rămâneți aici, în Kingsbridge, cu titlu permanent și să conduceți orașul. De fapt, acesta era ultimul lucru pe care și-l dorea Kerris. Din fericire, șansele ca episcopul să fie de acord cu una ca asta erau foarte mici. Avea mult prea multe obligații în alte locuri. Ea nu voia decât să-l încolțească pentru a-l obliga să ia o hotărâre. Henry șovăia. Timp de o fracțiune de secundă, Kerris își făcu griji că se înșelase în privința lui și că avea să-i accepte sugestia. Dar apoi episcopul spuse: nici nu se pune problema. Fiecare oraș din dioceza mea se confruntă cu aceleași probleme. În Sharing e mai rău decât aici. Trebuie să fac eforturi pentru a ține unită pânza creștinătății, iar preoții mor pe capete. Nu am timpul necesar pentru a mă ocupa de bețivi și de prostituate. Ei bine, cineva trebuie să preia rolul starețului de Kingsbridge. Orașul are nevoie de un conducător moral. Arhidiaconul Lloyd interveni. Sfinția voastră, mai e și problema persoanei îndreptățite să primească banii care se cuvin stăreției, să întrețină catedrala și celelalte clădiri, să gestioneze terenurile și arendele șerbilor... Henry replică. Ei bine, tu va trebui să faci toate astea, stareță Kerris. Kerris se prefăcu a lua în calcul această sugestie ca și cum nu i-ar fi trecut prin minte. M-aș putea ocupa de sarcinile mai puțin importante. Gestionarea banilor și a pământurilor călugărilor, dar sunt lucruri pe care numai sfinția voastră le-ar putea face. Eu una n-aș putea oficia ritualurile sfinte. Am discutat deja problema asta, răspunse el pierzându-și răbdarea. Hirotonisesc preoți noi cât pot de repede. Tu ocupă-te de restul. Aproape că mi se pare că îmi cereți să fiu stareț de facto. Exact asta vreau. Kerris a avut grijă să nu-și arate bucuria. I se părea prea frumos să fie adevărat. Așa acționa ca un stareț în toate privințele, mai puțin în cele de care nu-i păsa. Dar care erau capcanele ascunse care nu-i veneau acum în minte? Arhidiaconul Lloyd rosti. Atunci mai bine m-ați lăsat să întocmesc o scrisoare cu toate astea, în caz că se trezește nevoită să-și impună autoritatea. Kerris adăugă. Dacă vreți ca orașul să vă respecte dorințele, s-ar putea să fie nevoie să le arătați clar că asta este decizia sfinției voastre. Chiar acum are loc o întrunire a gildei parohiale. Dacă sfinția voastră dorește, mi-ar plăcea să participați la ea și să faceți anunțul de față cu toți cetățenii de vază. În regulă. Haideți să mergem atunci. Părăsiră palatul lui Godwin și străbătură strada principală până la casa gildelor. Membrii organizației așteptau cu toții, dornici să afle ce se întâmplase cu călugării. Kerris începu prin a le spune tot ce știa despre asta. Mai mulți oameni auziseră sau văzuseră procesiunea plecând în exil după lăsarea întunericului, deși nimeni nu-și dăduse seama sau nu bănuise măcar că toți monahii părăseau orașul. Le ceru să fie numai ochi și urechi în caz că ar auzi vești privind un grup de călugări călătorind cu multe bagaje. Dar trebuie să acceptăm posibilitatea ca frații să nu se întoarcă prea curând. Și legat de asta, sfinția sa episcopulare de făcut un anunț. Voia ca vestea să vină de la el, nu de la ea. Henry își drese glasul și spuse: am ratificat alegerea lui Kerris ca stareță și am numit-o stareț de facto. Vă rog să o tratați ca o reprezentantă a autorității mele și ca senior al vostru în toate privințele, cu excepția celor rezervate numai preoților hirotonisiți. Kerris le urmărea chipurile. Elfric era furios la culme. Mertin zâmbea ușor, ghicind că ea ajunsese în această poziție în urma unor manevre abile. Era încântat pentru ea și pentru oraș, dar gura sa avea și un fel de rictus trist care arăta că știa clar că această avansare o îndepărta de brațele lui. Toți ceilalți păreau bucuroși.
orășenii o cunoșteau și aveau încredere în ea, plus că își câștigase loialitatea lor rămânând aici, în timp ce Godwin fugise. Kerris era hotărâtă să profite la maximum de această situație. În prima zi în care îndeplinesc funcția de stareț, vreau să mă ocup urgent de trei chestiuni, spuse ea. În primul rând, beția. Astăzi l-am văzut pe Duncan, vopsitorul, leșinat în stradă înainte de ora prânzului. Sunt convinsă că un asemenea comportament contribuie la instalarea unei atmosfere de destrăbălare în oraș, ultimul lucru de care am avea nevoie acum când ne confruntăm cu o criză atât de gravă. Aceste vorbe treziră un val de sunete aprobatoare. Gilda parohială era alcătuită predominant din negustorii mai în vârstă și mai conservatori ai orașului. Dacă aceștia se îmbătau vreodată dimineața, o făceau acasă unde nu puteau fi văzuți de nimeni. Kerris continuă. Am să-i acord lui John Conetabilul permisiunea de a-și lua încă un adjunct și o să-i dau instrucțiuni să aresteze orice persoană aflată în stare de ebrietate în timpul zilei. Acești oameni vor fi băgați la închisoare până ce se vor fi trezit. Chiar și el fric dădea aprobativ din cap. A doua chestiune este ce se întâmplă cu bunurile celor care mor fără să lase în urmă moștenitori. În dimineața asta i-am găsit pe Joseph Fierarul și pe Toby Peterson bătându-se pentru trei găini care i-au aparținut lui Jack Morrow. Sala se umplu de hohotele celor prezenți, stârnite de ideea că doi oameni în toată firea puteau să se lupte pentru asemenea fleacuri. Kerris își clarificase în gând soluția la această problemă. În principiu, aceste bunuri îi revin seniorului local care, pentru locuitorii din Kingsbridge, este stăreția. Cu toate acestea, nu vreau să umplu clădirile stăreției cu haine vechi, așa că propun ca această regulă să nu se aplice atunci când e vorba despre bunuri care valorează sub 2 lire. În loc de asta, cei doi vecini aflați cel mai aproape de locuința decedatului trebuie să încuie casa pentru a se asigura că nu se fură nimic. Apoi bunurile trebuie inventariate de preotul paroh, care va asculta și toate pretențiile eventualilor creditori ai răposatului. În situațiile în care nu există preot paroh, problema trebuie expusă în fața mea. După ce se plătesc eventualele datorii, bunurile personale ale decedatului, haine, mobilă, mâncare și băutură, vor fi împărțite între vecini, iar orice bani gheață rămași vor fi donați bisericii parohiale. Aceste măsuri fură primite și ele cu o atitudine aprobatoare, vădită de murmurele și de mișcările din cap ale celor din auditoriu. În al treilea rând, trebuie să vă spun că am găsit o orfană de 13 ani, încercând să-și vândă trupul în fața tavernei White Horse. Numele ei e Ismay și a făcut-o pentru că nu avea ce să mănânce. Kerris își plimbă privirea prin încăpere cu o strălucire provocatoare. Poate să-mi spună cineva cum e posibil așa ceva într-un oraș creștin? Toate rudele ei sunt moarte, dar chiar nu avea prieteni sau vecini? Ce fel de om lasă o copilă să moară de foame? Edward măcelarul rosti pe un ton scăzut. Ismeia croitorului e o fată destul de obraznică. Kerris nu era dispusă să accepte asemenea pretexte. Are 13 ani. Tot ce spun e că e posibil să îi se fie oferit ajutor, numai că n-a acceptat. Și de când le permitem noi copiilor să ia asemenea hotărâri de capul lor? Dacă un copil rămâne orfan, e datoria fiecăruia dintre noi să avem grijă de el. Ce altă semnificație are religia noastră dacă nu asta? Cu toții păreau rușinați. Pe viitor, când un copil rămâne fără părinți, vreau ca doi dintre cei mai apropiați vecini să-l aducă la mine. Cei care nu pot fi dați în grija unei familii prietene se vor muta în stăreție. Fetele pot locui cu călugărițele, iar dormitorul călugărilor le va servi drept locuință băieților. Dimineața vor participa cu toții la lecții, iar după amiaza vor munci fiecare după puteri. Această soluție primi și ea aprobarea tuturor. Elfric luă cuvântul. Ai terminat, stareță, Kerris? Cred că da. Asta dacă nu vrea cineva să discutăm mai în amănunt măsurile pe care le-am propus. Nimeni nu spuse nimic, iar membrii gildei începură să se foiască pe scaune ca și cum întrunirea luase sfârșit. Dar Elfric era de altă părere. Unii dintre bărbații prezenți aici s-ar putea să-și aducă aminte că m-au ales ca staroste al gildei. Tonul său era plin de ciudă. Toți ceilalți se foiau nerăbdători. Tocmai am fost martor la acuzarea starețului de Kingsbridge de furt și la condamnarea lui fără să aibă parte de un proces drept, continuă el. Această afirmație fu primită prost. Dinspre membrii gildei se auzi un cor de mormăituri dezaprobatoare. Nimeni nu-l credea nevinovat pe Godwin. Elfric nu luă în seamă atmosfera din sală. Am stat aici ca niște sclavi și am lăsat o femeie să ne dicteze legile după care o să funcționeze orașul ăsta. În baza autorității, cui vor fi aruncați în închisoare bețivii? A ei.
Cine va fi judecător cu puteri supreme în chestiunile de moștenire? Ia. Cine va hotărâ ce se va întâmpla cu orfanii din oraș? Ia. Și voi ce ați ajuns? Oare nu sunteți bărbați? Betty Brutăreasa îi răspunse răspicat. Nu. Bărbații izbucniră în hohote. Cheris hotărâ să nu intervină. Nu era necesar. Aruncă o privire către episcop, întrebându-se dacă acesta avea să-și impună puterea în fața lui Elfric și văzu că prelatul stătea rezemat de spătar, cu gura închisă bine. În mod clar, își dăduse seama și el că Elfric ducea o bătălie pierdută din start. Elfric ridică tonul. Eu zic să respingem desemnarea unei femei ca stareț, chiar dacă e vorba doar despre numirea ei ca stareț de facto, și să-i refuzăm acesteia dreptul de a veni în mijlocul gildei parohiale și de a da ordine. Mai mulți negustori începură să scoată mormăieli prevestitoare de revoltă. Doi sau trei chiar se ridicară ca și cum ar fi vrut să plece dezgustați. Cineva îi strigă. Las-o baltă, Elfric. Dar starostele insistă. Iar aceasta e o femeie care a fost găsită vinovată de vrăjitorie și condamnată la moarte. Deja toți membrii gildei se ridicaseră în picioare. Unul ieși. Vino înapoi, strigă Elfric. Nu am încheiat ședința. Nimeni nu-l băgă în seamă. Cheris li se alătură celor ajunși lângă ușă, așteptând să poată ieși. Le făcu loc episcopului și arhidiaconului, dar ea fu ultima care plecă. Ajuns în cadrul ușii, se întoarse și se uită la Elfric. Acesta stătea singur, în celălalt capăt al încăperii. Cheris se îndepărtă și ea.